Domnule președinte, onorată asistență, vreau în primul rând să menționez că într-adevăr este un exercițiu democratic destul de important faptul că noi acum putem să ne ascultăm și să facem acest schimb de opinii. Ne place sau nu ne place, este bine cel puțin că putem să vorbim despre aceste lucruri și lucruri care ne pasă. Nu aș vrea să fiu prea dramatic, însă eu fac parte dintr-o generație de care dispare tot mai rapid din Republica Moldova. În campanie electorală tot se vorbește despre faptul că tineretul este viitorul țării, însă tineretul pleacă și tineretul care este aici pe loc nu vede multe motive să mai rămână. Și vreau să spun că promovarea acestui proiect de vot uninominal nu soluționează această problemă și prin aceste astfel de inițiative nu vom aduce oamenii înapoi și tinerii înapoi în țară. Mie îmi pare rău că noi, în loc să ne focusăm pe recomandările menționate de doamna Secrieru, de doamna Apolski la începutul ședinței, să vorbim despre chestiuni care chiar pot să îmbunătățească actualul sistem, vorbim despre promovarea unui sistem care va înrăutăți corupția în Republica Moldova. Noi nu putem să vorbim despre această inițiativă făcând abstracție de contextul în care se află Republica Moldova și anume corupția endemică cu care ea se confruntă. Nu vreau să mă repet, s-a făcut deja referință la practica României și a Ucrainei, unde în Ucraina aceasta a fost numită, acest sistem electoral a fost numit sacii cu bani, iar în România au ajuns în Parlament elita baronilor locali. Chiar și potrivit recomandărilor internaționale, Comisia la Veneția, în anul 2014, cu privire la votul mixt în Republica Moldova, a menționat și citez, sistemul mixt și în special sistemul uninominal majoritar ar putea avea un impact negativ la nivel local, unde candidații independenți ar putea fi influențați de oamenii de afaceri locali sau alte persoane care își urmăresc interesele proprii. Noi nu putem să negăm că în Republica Moldova astfel de influențe au loc și avem chiar un exemplu care vorbește foarte mult. Chiar dacă despre acesta s-a mai vorbit, eu aș vrea să-l mai repet o dată. La alegerile parlamentare din noiembrie 2014, în orașul Orhei,